cum decurg alegerile, o resursă pentru clasa a șaptea în cadrul proiectului CRED. Eu candidez la postul de primar al orașului meu. Trebuie să impresionez mii de oameni. Nici nu există comparație. Eu candidez la funcția de președinte și trebuie să conving milioane de oameni să mă aleagă. La alegerile care au loc pentru o funcție publică, participanții se prezintă drept candidați. În țara noastră se organizează alegeri pentru alegerea președintelui țării, alegerea deputaților și senatorilor, alegerea primarilor, alegerea președintelui Consiliului Județean și alegerea consilierilor locali și județeni. De obicei, candidații participă la alegeri din partea unui partid politic, un grup care împărtășește aceleași valori și idealuri, care intră în competiție cu alte partide pentru a conduce administrația centrală și locală. Puteți da exemple de partide politice din România sau din altă țară și de o acțiune pozitivă a acestora? Partidele politice și candidații promovați de acestea încearcă să îi convingă pe oameni să îi voteze, derulând ample activități de convingere în cadrul campaniilor electorale. În cadrul acestora, partidele politice alcătuiesc o platformă sau un program electoral, adică o listă cu ceea ce vor să realizeze dacă vor fi votați. Mai întâi, candidații prezintă tuturor, în cadrul campaniilor, programul partidului lor. Candidații acordă interviuri și călătoresc prin țară pentru a discuta cu oamenii. Nu întotdeauna sunt bineveniți. Dacă vom câștiga alegerile, vom acorda gratuitate elevilor și pensionarilor pe toate tipurile de transport terestru. Partidul meu promite că va crește cu 5% bugetul pentru educație. Nu credem ceea ce ne spuneți. În ziua alegerilor, a scrutinului, alegătorii pun o ștampilă pe buletinul de vot, marcând astfel persoana sau partidul pe care îl aleg. În urma numărării voturilor, sunt anunțați câștigătorii care își încep activitatea ca politicieni sau, altfel spus, își preiau mandatul. Activitate în clasă. Știi cum se numește primarul din localitatea ta și când și-a început mandatul? Dar președintele țării noastre. Discutați în perechi. Spuneți ce credeți că se întâmplă după ce politicienii câștigă alegerile. Se țin de promisiunile din campaniile electorale? Dacă ai fi politician, care sunt primele trei lucruri pe care ai dori să le schimbi în localitatea ta? Dar în țară. O resursă educațională în cadrul proiectului CRED.